Timp de 3 zile, ca în povești, Slatina a sărbătorit împlinirea 40 de ani de la declararea sa ca municipiu. Autoritățile au organizat cu această ocazie o mare petrecere, la care au invitat toți slătinenii și nu numai. Pe scena din centrul orașului au urcat o serie de artiști de top care i-au încântat pe spectatori. Minunat! Artiștii cum sunt? Cei mai frumoși, cei mai talentați. Am venit ca să vizităm Slatina, să vedem spectacolul. E un spectacol la reușit? Da! Și sper și ne bucurăm! Frumos! Special Bănică e super! Este foarte frumos, chiar nu mă așteptam să mă distrez atât de mult la aceste melodii. Ne simțim foarte bine! Îmi place de la Vinia? Da! Special pentru Lavinia. Am venit pentru petrecere, genial, în general, e foarte frumos. Alături de slătineni s-a aflat în acest weekend special și primarul Emil Moț, dar și alți reprezentanți ai administrației locale. Ce aș putea să le urez dragilor mei slătineni decât un sincer, sincer la mulți ani? Și le mulțumesc din suflet că au acceptat invitația noastră la aceste zile. După cum se vede, sunt mii și mii și mii de slătineni care au venit astăzi și care au venit și aseară. Acum suntem împreună cu Ștefan Bănică. Uitați-vă ce atmosferă face și uitați-vă cum răspund slătinenii. Încântați de zilele Slatinei, dar mai ales de căldura locuitorilor, au fost și artiștii care au urcat pe scenă. Cu toții au susținut că s-au simțit minunat și că vor reveni cu drag și cu alte ocazii. Foarte caldă seara, să mă bucur tare mult să fiu aici. Am fost prima oară la Slatina. Nu am mai fost, nu mai țin minte exact când, dar știu că am mai fost și a fost la fel de frumos. Bună, spune-mi, cum te-ai simțit? Foarte bine, foarte, foarte bine. Slatina? Superb, nu e prima dată când cânt aici și mă simt de fiecare dată foarte bine. Vă pup! Nu mai plânge! Ești foarte emoționată. Eu vroiam să... Da! De ce? Este pentru prima oară când îl vezi pe Ștefan Bănică? Chiar da! Da! Nu mai pot să vorbesc! Bună seara! Da, nu să-l vadă! Își dorea foarte mult să-l vadă! Ultima seară de concerte oferite de primăria Slatina a fost una explozivă. Mii de slătineni de toate vârstele au cântat și au trăit versurile emoționante ale celor doi artiști. Seria concertelor s-a încheiat cu un frumos foc de artificii. Slatina a sărbătorit în avans în acest weekend împlinirea a 4 decenii de la momentul declarării sale ca municipiu. Acest lucru s-a întâmplat pe 27 iulie 1979.